Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Te-am dat de un titlu care m-a intrigat. Mă rog, știți pe aia cu l-a pus pe tataia în geam ca să-i încaseze pensia? Da, da, da. Eu știam pe aia cu mamaia, da, mă rog. Eu am crezut întotdeauna că e o glumă. Cam sinistră, nu știu ce. Cum e, umor negru? Băi, da, dar da. Uite că nu. Adică e pe bune. Un irlandez a încasat 33 de ani la rând, lună de lună, pensiile părinților săi decedați. Dumnezeu să-i odihnească. 33 de ani. Cu totul 530.000 de euro. Deci afacere. Băi, nu știu ce zic. De 530.000 de euro... Bă, ce pensii sunt acolo? S-a făcut socoteala. 16.000 de euro pe an. Rezultă o medie de 700 de euro lunar pe cap de tătic sau pe mică pensionară. În Irlanda, 700. E chiar așa... Nu e chiar așa mult, da. 3.500 de lei ar fi. E și berea scumpă acolo. Da. Da, față de România... Da, față de România, da. E cât de cât Irlanda, adică totul 700 de euro. Și asta e, scrocheria s-a petrecut între 1987-2020, 33 de ani, nene, cu regularitate. Autoritățile au făcut plățile, mai întâi pentru tatăl, care a decedat primul, fără ca mama să știe că fiul continua să încaseze, după aia și pentru doamna. Auzi, dar cum l-au prins? Că asta e interesant. Păi, asta e. Când tăticul a împlinit 100 de ani, tăticul pensionar. Vârsta rotundă. Da. Ar fi, da. Ar fi. Dar din punctul de vedere al statului irlandez, a făcut 100 de ani. Și atunci autoritățile s-au gândit că ar fi frumos să-i dea un premiu. Să-i facă un cadou frumos. A făcut ghinion. 100 de ani, să-i dăm. Așa că serviciul de asistență socială l-au căutat să-i dea vestea cea bună. Și curios, tăticul nu răspundea deloc. Adică nu putea să interacționeze deloc, era foarte tăcut. Asta a intrigat funcționarii, s-au apucat să-l caute, s-a implicat și poliția, care a găsit în sfârșit mormintele. Deci au găsit. Foarte longevivilor pensionari. Da. Da. De unde s-a văzut tot. A început un proces. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă. Nu știu dacă o să poată să dea bani înapoi. Jumătate de milion de euro, îți dai seama. Și interesantă și explicația. Deci avocatul a încercat să-l scuze, spunând că bărbatul suferă de dependență de jocuri de noroc. Și că atare avea nevoie de bani. Și a găsit sursa. Da. De unde, dacă ai nevoie de bani, uite că... Îi cerea lui tati și lui mami. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.